UTA și Universitatea Cluj au remizat 0-0 în penultimul meci al etapei cu numărul 3 în Superligă. A fost un meci cu două ocazii clare de gol, una de fiecare parte. În rest, meciul s-a rezumat la o chinuială generală, pe faza de construcție, dar și pe fondul preocupării ambelor formații pentru faza defensivă. Mircea Rednic a subliniat acest aspect, fără a se declara mulțumit de rezultat. Două echipe, nu pot să zic că au jucat cu teamă, dar ne-am anihilat. Adică, din punct de vedere defensiv, toți au fost preocupați să închidem zonele, să nu le dăm spații, să nu-i lăsăm să-și creeze ocazii. Ei au avut o ocazie în prima repriză, când a scos Conte, și noi am avut în repriza a doua. Așa a luat la șuturi, cred că am avut șuturi mai multe decât ei. Așa la lui Fabri, care a trecut foarte aproape, am avut Omonde, am avut Mihai, dar puțin. Câmpanu, care a fost puțin. Îmi pare rău că ne-am fi dorit mai mult din astea trei jocuri și mai ales de cele două acasă, ne-am fi dorit minim 4 puncte să facem. Trebuie să, nu, eu nu pot să mă mulțumesc cu un egal, deci nu e vorba, dar trebuie să fiu realist că astăzi nu puteam mai mult. Și e greu când încă în momentul de față nu am soluții.